șeful Parlamentului European intervine în scandalul de Fimri, face scut în jurul lui Cristian Preda, încercările de intimitare, inacceptabile. Presubliniere din Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de susținere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului Național Steaua României, fiind acuzat de neglijarea interesului național sublinierei de fimare, în urma criticilor aduse în pe guvernelor Grindeanu sublinierei Tudose. Tajan spune ce încercările de a-l intimida sublinierei/ sau de a-i compromite reputația lui Cristian Preda sunt inacceptabile. Parlamentul European este alături de Cristian Preda, un coleg foarte respectat, un european dedicat sublinierei un român patriot. Statul de drept trebuie menținut în România, încercările de a-l intimida sublinierei/ sau de a-i compromite reputația sunt inacceptabile, este mesajul transmis de către presubliniere din Telepe pe Twitter. Prigoana a început. Întrucât am criticat în pe guvernele Grindeanu sublinierei Tudose, sunt chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, pentru a răspunde unui denunc care reia acuzațiile PSD-ALDE de defimare a CERI. Me vor judeca, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Erban Beredi subliniere Teanu, da, acela condamnat, Mircea Geoan, fostul director SRI Constin Georgescu sublinierei generalul de Geratu. Consiliul e prezidat de fostul presubliniere dinte al Academiei, Ionel Haiduc, a scris Cristian Preda pe Facebook. De subliniere i-a cerut ca audierea sa să fie public, solicitarea sa nu a fost acceptată. După audiere, el a scris pe Facebook ce Firea, Andronescu, Beredi subliniere Teanu subliniere i Geoan au chiulit. Cei patru PSD subliniere T din Consiliul de Onoare, Firea, Andronescu, Brâdi subliniere Teanu subliniere I Geoan, au chiulit. Vor vota mai târziu. Nu se subliniere tie când. Le-am lezat întâmpinarea în care explic ce acuzațiile sunt nefondate sublinierei disprecuiesc principii elementare ale unei societăți libere, a precizat eurodeputatul, conform newsro.ro.